Motivul pentru care ne-am adunat în seara aceasta este un pretext pe care noi l-am folosit în cadrul unui pretext mai mare, dacă vreți, apariția volumului despre care vom vorbi, Supraviețuitorii. Este un volum de interviuri cu 19 fost deținuți din perioada comunistă, lucrat, gândit și lucrat de Anca și Raul Step, pe care i-am în stânga mea. Totul a început de la un prim interviu pe care l-am realizat cu preotul Matei Boilă și care ne-a vorbit foarte mult despre ce înseamnă distrugerea sufletului și despre ce s-a dorit în timpul regimului comunist. Tot ceea ce foști deținuți politici istorisesc din amintirile lor, nu le fac cu un scop de a-și realiza, de a-și arăta starea lor sentimentală și ruina fizică pe care au trăit-o la un moment dat și ajutorul pe care l-a dat Dumnezeu fiecăruia de a ajuns în vremea de față ca să se refacă, mai ales sufletește și apoi și trupește, ca să poată da mărturie. Căci aceasta este volumul scris de familia Ștef. O mărturie care dă tălmăcire în vremea de față trecutului nostru, de care nu ne putem dispensa. L-am trăit cu toții, dar trebuie să ne fie povățuire în viitor. Ori cartea aceasta, prin tot ceea ce cuprinde ea, este o povățuire pentru viitor. Am deschis cartea asta și am simțit, vă spun sincer, că mi se face rău. Nu e un îndemn ca să nu o citiți, împotrivă. Trebuie să se facă rău ca să ai acces la ce înseamnă specia umană, ce înseamnă semenii tăi și ce înseamnă ceea ce viața îți poate pregăti. Ești obligat să te scufunzi până la capăt în această mizerie a umanității. Trebuie să vă asumați riscul, ghilimele, evident, că această carte vă va marca și vă va schimba sau vă va rearanja sistemul de valori pe care îl aveți. Totul a pornit de la un demers personal, dar cu scopul de a ajunge în primul rând la tineri. Sunt foarte mulți care nu știu absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat și am simțit ca ziariști, în primul rând, că asta este rolurile noastre, să ajungem să facem cunoscut, mai ales tinerilor, ce s-a întâmplat atunci. Cel puțin eu, așa ca și un detaliu, mi-am promis că nu voi mai plânge niciodată de absolut nimic. După ce am avut aceste întâlniri și am auzit la ce urori pot fi supuși oamenii și totuși să fie atât de drepți în continuare la o vârstă și după atâta timp, mi-am dat seama că ce trăim noi acum, tot felul de probleme minore, sunt doar glume. Cel mai mult, pe mine personal, m-a impresionat întâlnirea propriu-zisă cu cei 20 de interviuați din carte. Faptul că și-au deschis sufletul și ne-au spus detalii intime, amintiri, cele mai dureroase amintiri, cele mai dureroase momente, nouă, care până la urmă eram niște străini. Multe dintre cele povestite în aceste interviuri nu au fost spuse nici copiilor lor. De aceea cred că o să trăiți cu adevărat aceste interviuri. Sunt foarte, 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 foarte impresionante. Vreau să vă spun că pentru mulți, dacă nu pentru majoritatea, nu s-a terminat totul în 64, a continuat mult după aceea. Practic, toată viața le-a fost afectată într-un fel sau altul, negativ, evident. Și familiile au fost atinse de acest sistem care
Știți, acum câțiva ani, mi-aduc aminte, un profesor american spunea un lucru îngrijorător, spun eu, și încă un motiv ca să citim și să înțelegem ce s-a întâmplat. Spunea că nazismul a fost cea mai mare oroare, dar comunismul este cel mai mare pericol. Pe măsură ce au trecut anii, mi-am dat seama că reeducarea asta infernală de la Pitești, pe care cei care nu o știu o veți afla aici, în anii 90, tinerii de 18, 19, 20 de ani nici nu concepeau că pot fi reale măcar un sfert din lucrurile din tandemul Nikolski-Țurcanu. Deci lucrurile astea nu se încheie în 52-53, nu se încheie odată cu epoca 49 până la moartea lui Stalin, nu se încheie reeducarea de la Pitești, când moare Stalin și când moare Țurcanu mai târziu. Se continuă cu reeducarea de la Aiut, după anii 58. Se continuă cu reeducarea celor care în 60-62 până în 64 erau reeducați să dea în glasul patriei articole de preamărire a comunismului. Reeducarea continuă după anii 71-72, după 78, când pleacă Pacepa din țară. Reeducare este în anii 81-84-89. Reeducarea este până și astăzi. Nu e văzută, nu o putem percepe, dar ea este insidioasă. La toate nivelurile se continuă spălarea creierului, se continuă infestarea cu nostalgii egalitariste și așa mai departe. Deci acest război din supraviețuitori, îmi pare rău, să nu credem noi că s-a terminat. Noi, ca în jurnalul de idei, pomenește undeva de întârziătorul, spunând că esențial în viața unui tânăr este să întâlnească un întârziător. Întârziătorul fiind omul de cultură a cărui prezență spirituală trece de partea culturii, îl scoate din viață și în felul acesta îl scutește de ritmul galopant, captivant, care îl poate distruge. Întârziătorul este omul grație căruia tânărul scapă de pericolul vieții, nu este înghițit de viață. Crește stând alături de viață. Fiind un întârziător, în felul acesta, asemenea oamenii în vârstă sunt niște trezitori, spune Noica. Pentru generația mea și a lui Alin Mureșan, deținuții politici au fost niște trezitori. Adică au fost niște oameni care, a căror prezență spirituală cu precădere ne-au trezit în privința a trei laturi. Prima latură, mi-am dat seama, stând lângă ei, că adevărul este ușor de spus. Dovadă că și astăzi, când ies să vorbesc de Nicolae Purcărea sau de Gavrilo Goran sau de Dumitru Moldovan, din care citea Dance Mihăilescu, întâmpin rezerve. Adevărul în privința deținuților politici se spune a nevoie. Acesta a fost prima latură în privința căruia m-am trezit atunci când, ne-am întâlnit pe deținuții politici. A doua latură în privința căruia m-am trezit a fost ținuta lor, demnitatea lor. Un om ca Octav Joza este un om a cărui prezență n-are cum să nu te impresioneze. E ceva în el, o tărie, o demnitate. Demnitatea aceea căpătată cu prețul suferinței. Este foarte greu astăzi, când, nu că vreau să cred, dar sunt convins chiar că dacă în această țară mai există niște ultime fărâme în ale moralei, ele trebuiesc căutate undeva între zidurile Asociației Foștilor Deținuți Politici. Acolo este kilometru zero al moralei românești, atâta câtă mai există și dacă mai există. Și a treia latură în privința căreia deținuții politici ne-au trezit a fost, până la urmă, târzenia, voința de a spune adevărul. Noi am făcut ce am făcut, toți tinerii de atunci, pentru că am simțit românește, am fost niște patrioți, am vrut să ne apărăm țara de sovietizare, de comunism. Și cu puterile noastre, organizații subversive, o glumă spusă, ceva tot, fiecare a făcut câte ceva.
Am ajuns acolo și, cum aș spune acum, am făcut lobby pentru România. Am arătat lumii că nu suntem un popor care, în care România nu explodează, că nu suntem un popor care primim orice, că ne opunem. Sigur că în acest război ilegal, ei au fost cei care au câștigat. Mă așteptam la mai mult când m-a condamnat. Dar mi-a dat 10 ani. Când am ajuns, m-a dus în celulă înapoi, să întreabă. M-a văzut în deță. Ai scăpat? Nu, domnule, zic, mi-a dat tot un zi nedemocrată, 10 ani. Oh, aoleu, 10 ani, bă, dacă nu m-am pușcat, e bine. Care să fi fost vina noastră de am ajuns acolo? Vina noastră a fost, desigur, aceea de a ne fi iubit, cum am mai spus-o în repetate rânduri, credința strămoșească, neamul, patria și tricolorul. De ce am făcut ce am făcut? Pentru că nu puteam altfel. Era imposibil să admit comunismul. Deci a fost imposibil ca să admit comunismul. Și concluzia la care, pe care o trag acum, e că sunt mulțumit de ce am făcut. Și că tot timpul cât am fost în închisoare, am încercat să nu fac ce vor ei. Îmi place să spun ca unul care am fost în rugul aprins, că dacă s-ar fi putut face o radiografie spirituală a unei clipe din închisoare după închidere, cum ziceam noi în termenul de închisoare, când toată lumea era în rugăciune, ar fi văzut cum întregile închisori, oriunde ar fi fost, ar fi arzând ca un rug aprins. Aceasta a fost temelia vieții noastre de închisoare. Noi n-am reușit atunci să împiedicăm instaurarea comunismului, n-am reușit să alungăm armata roșie eliberatoare, n-am reușit niciunul din aceste două lucruri, dar cu certitudine am demonstrat unei lumi întregi că în această țară nu toți am fost niște lași și niște lingăi ai Partidului Comunist și ai Moscovei, ci în această țară au existat bărbați și femei, copii și până la vârstnici, care atunci când a fost vorba de salvarea demnității acestui neam, pentru ei nici chiar jertfa supremă nu a însemnat prea mult. Recunosc că pe mine, într-un fel, m-a adus la Dumnezeu o combinație de influența deținuților cu comunismul însuși. Eu fiind ateu atunci când am început să studiez perioada aceasta, mi-am dat seama că prin ura viscerală cu care comunismul trata tot ceea ce ținea de biserică, el nu făcea altceva decât să confirme existența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta combinat cu lucrurile pe care le simțeam, nu vorbite, ci trăite de la foștii deținuți, m-a făcut pe mine să îmi schimb complet perspectiva. Dar pentru că spuneam că la început eram, mă rog, nu chiar complet, dar aproape complet străin de credință, nu reușeam să pricep nici cum seninătatea foștilor deținuți și faptul că, invariabil, ei vorbeau despre iertare. Iertarea este una din marile, marile lucruri pe care noi le-am învățat, le-am dobândit și cei mai mulți dintre noi le-am și aplicat mai apoi. E mare lucru să înveți cum să ieși pe cineva, chiar dacă ți-a greșit. Noi considerăm că ei au greșit,
că ne-au torturat în felul ăsta, român pe român. Asta n-am putut să înțeleg eu. Cum? Mă aștept de la altul, dar tu, român pe român, în halul ăsta, asta n-am putut. Fără să te întrebi măcar pentru ce ești adus aici. Când am intrat în închisoare, la bătaie, prima dată. Goiciu ne-a așezat pe un rând și pe el îl interesa câte avere ai, câte animale, cazan de țuică, moară, tractor, ceva. Asta ne interesa și pe un bătaie. Când a ajuns la mine, zic, pe mine pentru ce să mă bată, domne? Eu n-am nimic. Aveam 25 de ani, nu eram căsătorit și a ajuns la mine. Nu eram tuns, mă arestase, vară, m-a luat de păș, mă uitam așa la el în sus și dă-i cu cisma, omoară la el. Atunci am spus, domnule, aici, și dacă ești vinovat, și dacă nu ești vinovat, ești la fel. Suflet. Noi suntem trup și suflet. E o entitate indistinctă. Și felul în care se înstăpânește cineva pe sufletul cuiva e prin intermediul trupului. Asta înseamnă tortura. Este calea de a ajunge la suflet prin torturarea trupului. Și de a te înstăpâni asupra lui. Ei bine, asta au trăit oamenii care au trecut prin această poveste. Vreau să vă spun că din cartea pe care din întâmplare am răspăit-o, eu sunt în palepirea, ultimul supraviețuitor. Sunt ultima din șirul care m-a dat aceste interviuri. Eu am scris, fac și o carte, cetățeanul turmentat, l-am găsit o scrisoare. Eu am scris o carte. Cartea se numește Repetiție la moarte, din spatele fratilor și pare un titlu cam ciudat pentru că ar trebui explicat. Și explicația constă în faptul că acolo mi s-a relevat fiecare dintre noi și fiecare dintre dumneavoastră. Chiar dacă nu conștientizați, aveți o comoară. Și această comoară este sufletul dumneavoastră pentru care există o luptă imensă pentru distrugerea lui. Acest lucru l-am conștientizat în închisoare și am trăit sentimentul pe care cred eu că se trăiește după ce plecăm de pe pământul ăsta, când ne revedem întreaga existență și suferim pentru ceea ce am făcut sau pentru ceea ce ar trebui să facem și n-am făcut. Ori acolo, în închisoare, această trăire a fost extrem de intensă și de purificatoare. Din păcate, ca mulți dintre dumneavoastră, mi-e tot mai greu să citesc literatură de lagăr, de închisoare, literatura torturii comuniste și de orice tip, dar mai cu seama asta pentru că face parte din istoria ființelor noastre, a acestui popor. Prin intermediul ororilor care s-au petrecut în timpul comunismului, am avut și puterea, prin empatie, să înțeleg toate ororile omenirii. Și dacă am ajuns să înțeleg ce însemnau lagările naziste, am făcut-o prin intermediul, pentru că am înțeles mai întâi și m-a interesat să știu cum a arătat represiunea și tortura în țara noastră. Și cred că toți care au avut de suferit ceva în vreo parte a lumii trebuie să înțeleagă suferința altei părți prin suferința lor. Asta e suferința noastră, la ea avem acces și prin ea intrăm în... avem acces la partea de oroare a speciei umane. N-am făcut concesii demnității noastre. Și vreau să vă spun că nu suferința noastră contează, ci idealul care a purtat-o. Asta ar trebui să fie modelul, de fapt, ideal, care a purtat suferința. Nu vrem să ne compătimiți, nu vrem să stoarcem lacrimi. Vrem să ne primiți ca niște martori ai anumitei epoci istorice. Constituim o bancă de date pentru treaba aceasta.
cât mai suntem, exploatați această maică de vacă. Mărturisesc că am avut bucuria să trăiesc alături de oameni de seamă, cum ar fi fost părintele Galeriu, pe care cred că toată lumea știe, și care spunea foarte insistent chiar că în viață nimic nu e întâmplător, totul e proniator. Așa este cuvântul Dumnezeu și această întâmplare acestei seri, când vrând nevrând noi foști deținuți politici comemorăm 50 de ani de la eliberare dintr-un fel de închisoare, ca să ne întoarcem în ceea ce spune în volum acolo, în altă închisoare mai mare, care e România, care era România. În această țară însă arde puternic dragostea de biserică și de neam a tuturor. În lansarea acestui volum, ne-am gândit într-un proiect mai mare pe care asociația pe care o conduc, Centrul de Studii în Istorie Contemporană, l-a organizat la acest sfârșit de săptămână, pentru a marca, într-un fel, 50 de ani de la eliberarea deținuților politici, cum cu siguranță cel puțin unii dintre dumneavoastră știți, în 1964 s-au dat mai multe decrete, mă rog, și în 63 și în 64, mai multe decrete prin care deținuții politici din acea perioadă au fost eliberați. Nu a fost atunci și nu este un moment de sărbătoare. Nu lucrul acesta am vrut noi să spunem prin activitățile noastre, pentru că proiectul despre care vorbesc l-am intitulat În umbra libertății, tocmai pentru că cei care au studiat sau au citit cât de cât despre această perioadă și despre deținuți în genere, știu foarte bine că după eliberarea din închisori, libertatea deținuților a fost cel puțin discutabilă și extrem de dificilă, că ei au fost șicanați oriunde au mers și orice au făcut, dar pur și simplu este un moment calendaristic, dacă vreți, de care noi ne-am folosit ca să readucem în discuția publică pe ei, pe foștii deținuți.